Enchantée. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la o nouă serie de empties. Da, după cum ați văzut din titlu, astăzi avem o nouă serie de produse terminate. Pentru că deja, după cum știți, în bine cunoscută pungă de la Profit, s-au adunat destul de multe produse, unele mai noi, unele mai puțin noi, unele despre care v-am mai vorbit în clipuri trecute, despre unele nu v-am vorbit, și așa că am zis că e numai bine momentul să facem un clip cu produse terminate. Dar, înainte de toate, dacă sunteți noi pe canalul meu, mi-ar face mare plăcere să veniți în familia noastră și să vă abonați, să îmi spuneți în comentarii dacă ați încercat și voi produsele astea și cum vi s-au părut, și de asemenea să veniți pe Instagram, pentru că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi pe o multitudine de teme și de subiecte și dezbat foarte multe lucruri cu voi acolo și plus de asta pun foarte multe poze drăguțe. If I can say so myself. So, hai să-i dăm drumul la treabă și să vedem ce avem aici în tolba magică. Și avem așa, pentru întâia și întâia dată, un produs relativ inedit pentru mine, pentru că în cazul în care nu știți, eu nu sunt vopsită și n-am fost niciodată vopsită și luna asta am luat decizia, dacă nu ați observat sau dacă nu știți, am luat decizia de a-mi decolora părul. Mă rog, decizia asta am luat-o mai de mult, doar că stăteam așa și o cântăream. Și m-am gândit eu că ar fi fain să încerc prima dată să decolorez puțin părul și am folosit decolorantul ăsta de la L'Oreal, colorista Ombre, care a fost foarte ușor de aplicat și procesul a fost foarte rapid. Singura mare problemă pe care am avut-o cu el a fost că miroase îngrozitor. Deci abia așteptam să ies din baie pentru că mirosea absolut îngrozitor, dar și-a făcut treaba foarte, foarte repede. Chiar mi-a luat undeva la 15-17 minute tot procesul să-mi aplic șuvițele, să-mi fac șuvițele și pe vârfuri ce mi-am mai aplicat un pic așa mai mult produs. Și după aia l-am spălat, l-am clătit, pus balsam and that's it. A mers foarte repede totul. Ideea în cazul meu a fost să încerc o decolorare ușoară, să nu am vrut să ajung la un blond platinat, pentru că aveți aici un ghid de culori și eu am încercat să ajung undeva aici, în zona asta de mijloc, la un blond mai cald, mai deschis, dar nu vreau nici un blond platinat, nici un blond foarte deschis, adică n-am vrut ceva exagerat, ci doar puțin mai deschis ca să mai deschidă nuanța părului, pentru că deja devenise mult prea închisă cumva pentru mine, ajunsese de la un blond închis să meargă către un șaten și mă irită culoarea asta personal. Pe mine mi se pare că nu arată foarte bine, este prea bleh în comparație cu tenul meu. Și atunci de-aia îmi doresc puțin părul mai deschis. Plus de asta v-am spus de atâtea ori că eu mă consider blondă, dacă mă ia să mă descriu, o să mă descriu blondă și toată lumea o să se uite după una cu părul blond pui. Dar nu. Așa că, da. Mie mi-a plăcut foarte tare, nu mi-a ars părul. Da, bine, acum depinde și foarte mult de cât lăsați decolorantul în păr. Ei zic aici că trebuie lăsat până la 45 de minute, sub nicio formă nu l-aș lăsa sub 45 de minute, pentru că mi se pare prea puternic, mai ales eu având un fir de păr foarte subțire, mi se pare prea puternic să-l las 45 de minute, pentru că dacă vedeți pe aici, am astăzi primele șuvițe pe care am încercat, astea super deschise și astea au stat mai mult cu decolorantul și s-au deschis foarte, foarte tare, deci în comparație cu restul. Prin urmare, nu, eu una nu l-aș lăsa 45 de minute, 15-20 de minute maxim pentru mine este suficient, dar da, mi-a plăcut foarte tare și cu siguranță am să-l mai folosesc decolorantul ăsta în momentul în care o să trebuiască să-mi refreshuiesc părul, să-i dau un refresh, doar că am să schimb tehnica, pentru că acum am început să învăț și eu chestiile astea cu coloratul părului. Apoi, avem un gel de duș mare aici de la Palmolive, cu ăsta l-am găsit la promoție la mine, la Profi, și l-am luat și da, mirosul în sine nu m-a dat pe spate, era ceva cu almond and milk, adică migdale și nu m-a dat pe spate, a fost ok, dar spală bine. V-am zis că în ultima vreme am rămas impresionată în mod plăcut de aceste geluri de duș de la Palmolive, sunt chiar mai bune decât le știam eu și le-am tot cumpărat, că rămân fără geluri de duș și mă duc aici și le iau de la Profi și cam astea ar fi cele mai bune variante pe care le găsesc eu la mine la Profi. Apoi, avem așa, un
șampon și un balsam pe care le-am terminat chiar în dimineața asta, și anume astea de la Gerovital cu ulei de ricin și ulei de migdale. Dacă mi-am decolorat părul, am revenit la aceste produse care sunt hidratante. Până acum nu prea le puteam folosi pentru că, având părul foarte fin, îmi îngreunează părul, dar acum, fiind decolorat în mare parte și fiind nu neapărat uscat, dar mai deshidratat decât în mod normal, acum mi se potrivesc și fac o treabă foarte bună și părul meu arată bine și mai mult am observat că mă pot spăla lejer la 2 zile, nu mai trebuie să mă spăl în fiecare zi, și sunt foarte, foarte ok. Până acum nu foloseam balsam, cred că n-am mai folosit balsam de un an și ceva, și asta pentru că iarăși observam că balsamul de păr îmi îngreunează foarte tare firul de păr. Acum îl pun de la urechi în jos, îl pun pe partea asta, că oricum asta este partea cu cea mai decolorată, cumva de aici, de la urechi în jos, și asta are nevoie mai multă de hidratare și funcționează perfect. Le-am recumpărat deja, sunt foarte, foarte bune aceste produse, bineînțeles că are și un fir de păr pe ea, asta, dar și nu știu dacă știți, dar Garnier a fost mai nou certificată ca fiind un brand green, ceea ce e bine, înseamnă că se fac progrese și în sensul ăsta. Mai am un șampon pe care l-am folosit înainte de alea, înainte de a mă decolora chiar, care mi-a plăcut și nu prea, și este vorba de ăsta de la Head & Shoulders Micellar. Eu mă împac relativ ok cu șamponele de la Head & Shoulders, v-am zis că Head and Shoulders, nu știu de ce zic Head and Shoulders, Head and Shoulders, scuze. Așa, Head and Shoulders. Știu că mi-ați mai atras atenția și nu știu de ce tot timpul zic Head and Shoulders, habar n-am. Mă împac relativ bine cu șampoanele lor, le consider niște șampoane care sunt foarte ok pentru curățare mai profundă, dacă e să zic așa, când îmi simt scalpul foarte încărcat, nu știu, să spunem că am... nu m-am spălat în fiecare zi și mi-am pus șampon uscat și mi-am pus fixativ în păr și mi-am pus, nu știu, tot felul de produse în păr și am nevoie de un șampon care să curețe foarte bine și să scoată tot excesul ăsta de produs din păr și de pe scalp, atunci îmi place să folosesc Head & Shoulders. Ăsta mi-a plăcut, este bun, face treabă, curăță la fel de bine ca celălalt, nu îngreunează firul de păr, pentru că fiind micelar este cumva destinat persoanelor cu firul de păr subțire. Doar că am observat că părul meu se electriza mai tare de la șamponul ăsta decât de la alte șampoane pentru păr subțire. Prin urmare, da, nu este, n-ar fi prima mea opțiune, dar nu este un șampon rău. Și din moment ce sunt all over the place, mai am un gel de duș aici, ăsta de la Yves Rocher cu monoii din Tahiti. Este uleiul ăla de monoii, de altfel pe care l-am aplicat și pe corp astăzi și l-aplic aproape în fiecare zi pe corp și miroase absolut senzațional. Îmi place la nebunie uleiul ăla cu sclipici. Există și ulei fără sclipici, dacă nu vă place sclipiciul, pe care îl puteți aplica pe păr și pe corp, gelul de duș. Asta este gel de duș șampon. Ca șampon nu l-am folosit deloc, nu știu cum funcționează, l-am folosit numai ca gel de duș. Și este ok-ish, parcă mirosul nu este atât de intens. Mi-aș fi dorit un pic mirosul să fie mai intens în duș. Adică în sticlă se simte foarte intens mirosul și o să cumva ai senzația că wow, când o să-l folosești, o să simți așa cum ești într-o pădure din aia tropicală și miroase super bine. Dar când ești efectiv în duș și îl folosești, parcă mirosul este cumva mai diluat, nu e ca la ulei, știți? Da, e ok, dar nu este senzațional, adică mă așteptam un pic mai mult din partea lui. Da, da, rămân cu uleiul, prefer uleiul. Am și 2 scraburi de corp aici, și în cazul în care nu știți, folosesc scrab de corp în fiecare zi, pentru că dacă nu mă umplu de coșuri, am nevoie de exfoliere în fiecare zi. Dacă nu folosesc scrab în fiecare zi, sunt terminată, și ambele sunt de la Organic Shop. Sunt foarte, foarte bune aceste scraburi. Am încercat mai multe de la ei și sunt foarte bune și le folosesc deja de foarte mult timp și vin la un preț absolut imbatabil, mai ales că le găsiți pe Notino, cel puțin le găsiți la promoții, nu același sort. Adică câteodată e ăsta de zmeură, câteodată e ăsta de trandafir, câteodată e altul, dar le găsiți la promoții și sunt foarte accesibile și în momentul în care le prind, le cumpăr, nu știu, cumpăr cât un set întreg și le iau și fetelor, că îmi plac foarte tare scraburile astea, sunt foarte bune. Bineînțeles, puteți să vă faceți și în casă scraburi din zahăr, din sare, nu e neapărat din cafea.
Nu e neapărat imperios necesar să vă cumpărați, dar e foarte fun să ai ăsta acolo în, în duș. Gata, pregătit. Ăsta a fost cu zahăr și cu zmeură și ăsta miroase delicios. Ăsta și cu ăla de cafea sunt preferatele mele. Ăsta cu zmeură și cu ăla de cafea, mamă, deci miros absolut divin. Iar ăsta a fost cu trandafir și sare. A avut un miros de... Dați că-l simt. Trandafir așa mai... nu foarte pregnant, ceea ce mi-a plăcut, că mie în general nu prea îmi place mirosul de trandafir în multe chestii. Adică îmi plac trandafirii, îmi place mirosul natural de trandafir, să simt. Ok. Îmi place mirosul natural de trandafir, să simt trandafirul natural, dar nu-mi place trandafirul în parfumuri, în cosmetice. Asta n-a avut un miros de trandafir super pregnant și exfolierea cu sare mi se pare că este puțin diferită de exfolierea cu zahăr. Am terminat această loțiune de corp de la CeraVe, că în sfârșit am învățat și eu cum se pronunță acest brand. CeraVe se pronunță în mod corect. Este lapte de corp hidratant cu ceramide. A fost ok. Este un lapte de corp din punctul meu de vedere, care v-am spus de atâtea ori că am pielea pe corp super uscată. Un lapte de corp lejer. Pe asta l-am aplicat dimineața mai mult, l-am lăsat așa mai lejer, știți. Nu l-am aplicat seara, pentru că seara am nevoie de o hidratare mai profundă, mai puternică, mai ales dacă stau în cadă. Așa că după un duș dimineața ăsta este perfect, îl aplic repede, se absorbe relativ repede în piele și nu lasă pielea grasă, nu lasă pielea uleioasă, ceea ce e ok. Hidratează, dar nu pot să zic că hidratarea se menține pe o perioadă foarte lungă. Este ziua aia și este ok dacă mă seara mai pui încă un... încă o loțiune de corp hidratant, mai hidratant sau un de corp, dar... a doua zi, de exemplu, dacă seara nu pui nimic, nu o să mai ai pielea hidratată. Dar în rest ok, este curățel la ingrediente. Na, știți că CeraVe este un brand dermatocosmetic destul de înclinat în partea asta de ingrediente curate. Da, probabil am să-l mai cumpăr, tot așa, ca să-l am vara de dat pe corp, dar n-ar fi neapărat prima mea opțiune. Știți că dragostea mea eternă este și va rămâne întotdeauna Neutrogena. Neutrogena pe care de altfel aș fi trebuit să o am aici, dar nu o am pentru că i-am dat tubul mamei mele. Mai aveam o jumătate de tub și l-am dus mamei mele când am fost la ea, pentru că ea nu știu, nu reușește să identifice loțiunea aia de corp când se duce la Kaufland sau la Carrefour. Și atunci eu îi duc eu sau îi trimit din loțiune din aia și de aia nu o vedeți aici. Mi-am cumpărat între timp altă, am reușit să cumpăr altă loțiune Neutrogena, că fără Neutrogena nu stau. Apoi, am terminat și loțiunea asta de corp de la Pharmacy. Este Dr. C. Tina Body Lotion cu calendula. Este loțiunea aia de corp pe care v-am zis că mi-a dat-o mie Eugenia și care mi-a plăcut și asta destul de mult. Dr. C. Tina, ăsta fiind un brand mai care tinde către dermatocosmetice al celor de la Pharmacy, a fost ok, a fost chiar ok, mi s-a părut interesantă, mi s-a părut bună. Iarăși, nu este neapărat o loțiune de corp super hidratantă, bănuiesc că pentru cineva cu pielea normală sau grasă ar fi suficient, dar pentru mine n-a fost neapărat suficient. A fost bună, tot așa de aplicat dimineața, intră relativ repede în piele, rămâne pielea grasă puțin după ea, dar se absorbe destul de repede în piele după aceea. Și destul de ok din punctul ăsta de vedere, dar na, pentru mine v-am zis, the best is the best. Neutrogena. Avem așa aici. Mai avem aici o apă micelară mică de la Bioderma, din asta Sensibio, pe care o iubesc, o ador, este preferata mea all times. Este una dintre cele mai bune ape micelare de pe piață, pentru că cei de la Bioderma au și creat apa micelară, dar foarte, foarte bună, îmi place foarte mult. Nu știu dacă neapărat am să o mai recumpăr acum, pentru că mai am o grămadă de ape micelare. Dacă vă vine să credeți, anul trecut când am făcut clipul cu ape micelare, am luat o mulțime de ape micelare, am mai dat din ele și încă mai am. Nu o să o cumpăr acum, dar când voi rămâne fără nicio apă micelară, foarte posibil să o recumpăr pe asta. Nu mai folosesc apă micelară atât de des, mai degrabă folosesc atunci când mi-e lene să mă demachiez, când
am o stare din aia de nu vreau să mă ridic din pat, să mă duc să mă curăț și totuși hai să dau machiajul jos de pe față să nu dorm cu el. Din fericire nu se mai întâmplă atât de des treaba asta, că înainte se întâmpla mai des, acum nu se mai întâmplă așa de des. Dar asta foarte bună, îndepărtează machiajul foarte bine, pe mine nu mă irită, nu mi-a cauzat niciodată probleme și de aia consider că este excepțional de bună. Plus că dacă vă plac apele micelare, să știți că o găsiți, am văzut că este foarte des băgată la promoții. Aia mare, la câte două, nu știu, una la jumătate de preț, cumperi una și una la jumătate de preț sau una și una gratis, nu știu, dar în orice caz este băgată la promoție, am văzut-o foarte des prin farmacie, așa că dacă o vânați și plus că vă ajunge mult timp, asta mică mie mi-a ajuns mult timp nefolosind-o în fiecare zi. Acum v-am zis, principala mea metodă de machiere preferată este asta cu uleiul de demachiere. Mi se pare că este cea mai blândă pentru tenul meu, nu-mi usucă tenul, este cea mai ok pentru tenul meu. Am terminat și gelul ăsta de curățare de la Garnier, pe care nu mi l-am recumpărat și vreau să mi-l recumpăr neapărat. Este un gel din ăla 3-in-1 de la Garnier cu acid salicilic și cărbune. Și o să ziceți, da, ce Dumnezeu ai tu nevoie dacă ai tenul uscat? Păi v-am explicat în clipul ăla cu skincare-ul că pe ăsta îl folosesc în perioada în care sunt aproape de menstruație, în săptămâna aia sau două săptămâni înainte de menstruație, pentru că îmi ies coșuri și ca să evit să se înmulțească și să se usuce mai repede dacă au ieșit sau să nu iasă deloc, atunci folosesc asta pentru că are o cantitate mică de acid salicilic. Pe mine acidul salicilic uscându-mă foarte tare, adică dacă își luăm un ser cu acid salicilic, chiar și unul din ăla moderat, mi-a uscat tenul. Am încercat, am experimentat, de aia zic că nu funcționează. Așa că prefer să folosesc ăsta. Când am multe coșuri, mai ales pe zona asta, îl aplic așa ca o mască și îl las. Când nu am, doar mă spăl cu el pe față seara, ca să-mi îndepărtez și ce mai rămas din machiaj. Și funcționează foarte bine și ca mască și ca gel de curățare. Dacă aveți tenul gras sau cu tendințe acneice, este un produs foarte bun. Nu m-am uitat în schimb dacă are alcool, s-ar putea să aibă și puțin alcool, ceea ce nu e neapărat drăguț, dar în general gamele astea pentru coșuri la mine au funcționat când aveam acne și aveam tenul gras. Gamele astea de la gama salbastră, în mod special de la Garnier, funcționa foarte, foarte bine și mi-a plăcut foarte mult. Mai avem și două seruri aici. Avem odată un acid hialuronic de la Revox și un vitamina C. Acid hialuronic și niaminacide, le-am recumpărat pe ambele, ambele îmi plac foarte mult, sunt niște seruri foarte bune, am devenit îndrăgostită de serurile astea de la Revox pentru că sunt foarte, foarte bune, simple în ceea ce privește ingredientele și își fac treaba foarte bine, adică pentru un ten ca al meu care, deși nu e sensibil, este capricios, adică pot să fac coșuri foarte ușor dacă ceva nu-mi place, nu se irită, dar dacă ceva nu-i place, una, două îmi ies coșuri. Dar aceste două seruri sunt foarte bune, cel cu acid hialuronic mi se pare că este puțin mai nelipicios, ca să zic așa, față de cel de la The Ordinary, pentru că știu că asta este întotdeauna o problemă în cazul vostru, deși v-am zis că e bine ca acidul hialuronic să fie lipicios. Am senzația că ăsta intră mai repede în piele și că imediat ce a intrat în piele nu mai rămâne lipicios, adică ia vreo 30-40 de secunde să intre în piele și după aceea nu mai este lipicios. La fel și cu cel cu niacinamide, pare mai greu și mai lipicios la început când îl aplici, dar după aia dacă îl lași să intre în piele nu mai este și sunt foarte bune și îmi place să le combin. Îmi place să folosesc, îmi place atât serul cu niaminacide, îmi place și serul cu acid hialuronic și cel cu vitamina C de la Revox și cu siguranță am să le tot recumpăr. Le-am și recumpărat, pe astea două le-am recumpărat, dar cu siguranță am să le tot recumpăr. Și cam asta a fost pentru astăzi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo cu voi în fiecare zi, după cum v-am spus. Și spuneți-mi în comentarii dacă voi ați testat produsele astea și cum vi s-au părut. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.